Caravana Smurt, fi pregătit și centrul mobil pentru răspuns în situații de urgență vor ajunge la Făgăraș marți 12 septembrie și vor fi amplasate în zona centrală. Dacă ți-ai dori întotdeauna să înveți cum să-ți ajuți semenii, acum este momentul. Fiecare cetățean ar trebui să fie conștient că are nevoie de o minimă pregătire pentru a face față unor dezastre care pot apărea oricând. O persoană instruită va ști cum să se protejeze pe sine, să-și apere familia, dar și comunitatea de pericole. Aceste centre mobile pot fi folosite pentru a organiza cursuri diverse de instruire medicală atât pentru populație cât și pentru profesioniștii din cadrul sistemului de urgență. Participarea doritorilor la informații și cursuri de pregătire asigură creșterea capacității acestora de a reacționa corespunzător în situațiile neprevăzute, cum ar fi inundații, incendii și cutremure. Trecând pragul caravanei, veți fi instruiți în acordarea primului ajutor medical de bază, în tehnici de stingere a incendiilor în locuințe și veți primi informații despre modul de comportament în diferite situații de urgență. Caravanele dedicate vieții vor ajunge din nou în județul Brașov. În zilele de 5, 11, 12, 13, respectiv 14 septembrie 2023, între orele 10-18, caravana Smurt fi pregătit și centrul mobil pentru răspuns în situații de urgență vor fi din nou aproape de comunitățile brașovene, după cum urmează. 5 septembrie în municipiul Brașov pe alea de sub Tâmpa, în 11 și în 12 septembrie în municipiul Făgăraș, în zona cetății Făgărașului, în 13 septembrie în orașul Rupea pe strada Republicii, iar în 14 septembrie în orașul Ghimbav, în zona Bisericii Sfinților Apostol Petru și Pavel.